O investigație foarte importantă din specialitatea gastroenterologie este endoscopia digestivă inferioară, cunoscută ca și colonoscopia. Este o metodă prin care puteți afla dacă suferiți de afecțiuni la nivelul colonului. Mai multe detalii despre această procedură medicală ne oferă în următorul interviu doamna dr. Sandra Spânu Timohetumac, medic specialist gastroenterologie în cadrul Spitalului Providența al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei. Bună ziua, doamnă doctor! Bună ziua! Doamna doctor, spuneți-ne pentru început ce este colonoscopia. Colonoscopia este de această dată o procedură medicală care permite vizualizarea interiorul colonului, care reprezintă partea inferioară a tractului nostru digestiv. Această procedură se efectuează cu ajutorul endoscopului, care este introdus pe cale anală. Este practic un tub lung subțire, flexibil, negru, care are la vârf o cameră video cu o sursă de lumină atașată. Înregistrarea video efectuată cu ajutorul acestei camere este expusă în timp real pe un ecran la patul pacientului. Care sunt indicațiile pentru colonoscopie? Cine ar trebui să facă această procedură? Indicațiile sunt la fel ca și la endoscopia digestivă superioară, atât diagnostice cât și terapeutice. Indicațiile diagnostice țin de anumite sângerări rectale, de tulburări de tranzit intestinal persistente, de tip constipație, de tip diaree, dar și alternanță diaree-constipație, dureri abdominale cronice de cauză neprecizată, mai ales la persoanele peste 45-50 de ani, anemia feriprivă, anumiți markeri tumorali care pot avea valori peste limita normală, cum ar fi antigenul carcinoid embrionar, cum ar fi markerul CA19-9, dar și la persoanele care ori au istoric personal de polipi colonici sau chiar de cancer de colon. La pacienții care au istoric familial de cancer de colon sau de sindrome polipozice. Și nu în ultimul rând și foarte important, ca și screening, adică la pacienți fără simptome, în scopul descoperirii precoce a unui posibil cancer de colon sau de polipi colonici, mai ales după vârsta practic de 40-45 de ani. Sunt și indicații terapeutice, oprirea unor sângerări, extragerea de copți străini, sau chiar extragerea de polip colonici, în funcție de dimensiunile lor. Care sunt acum contraindicațiile? Ca la endoscopia digestivă superioară, la fel, când se consideră că riscul pentru viața bolnavului este mai mare decât beneficiul maxim scontat. Și anume, în cazul unei persoane, a unei femei cu sarcină în ultimul trimestru, în caz de tulburări de coagulare a sângelui, în caz de stare generală precară a pacientului, pacienți care au boli cardiace, respiratorii severe, care au avut infarct miocardic recent sau în stare de șoc, și pacienți care refuză sau nu cooperează pe durata investigației. În ce constă pregătirea pentru această investigație? Pacienții trebuie să înțeleagă pe cât este posibil despre ce procedură este vorba. Ei trebuie să, în primul rând, să accepte sau să refuze în deplină cunoștință de cauză, după ce noi le explicăm beneficiile și riscurile procedurii. Astfel, pacientul, ca la endoscopia digestivă superioară, semnează în prealabil un consimțământ informat în scris. Ei trebuie să informeze medicul în caz de boli asociate deosebite, de intervenții chirurgicale, de ce tratament medicamentos iau la domiciliu, de alergii medicamentoase, dacă pacientul este diabetic. Toate lucrurile acestea sunt importante ca să ne putem da seama în ce condiții putem să realizăm o astfel de explorare care este ușor mai complexă decât endoscopia digestivă superioară. Spre deosebire de endoscopia digestivă superioară, unde pacientul nu trebuie să mănânce cu 6-7 ore înainte, aici la colonoscopie este nevoie de o pregătire mai deosebită, și anume cu câteva zile înainte, cu 3-5 zile înainte, se ține un anumit regim alimentar, sunt anumite restricții alimentare foarte importante. De asemenea, cu 24 de ore înainte se începe o administrare orală a unor prafuri, a unor purgative, care ne ajută să curățăm cât mai bine intestinul ca să putem vedea și să fie marja de eroare cât mai mică în depistarea anumitor lesiuni. Odată făcută această pregătire, cum se derulează colonoscopia? Pacientul se dezbracă de hainele obișnuite, își scoate ochelarii, se îmbracă într-un echipament de spital, se așează în aceeași poziție ca la endoscopia digestivă superioară, în decubit lateral stâng. De asemenea, se poate folosi sedarea. Aici cumva o putem și recomanda pacienților, pentru că este o procedură care poate fi dureroasă.
Și atunci, această sedare se face cu anumite substanțe care se administrează pe cale venoasă și care determină un efect de calmare, de liniștire, chiar și somnolență. Sunt pacienți care dorm destul de profund pe durata investigației. În felul acesta, ei nu resimt durerea, care poate să apară într-un grad mai mare sau mai mic în timpul colonoscopiei. Și doza de sedativ se ajustează de către medicul anestezist în funcție de toleranță și de necesarul individual. Pacienții sunt monitorizați din punct de vedere al tensiunii arteriale, din punct de vedere al frecvenței cardiace, al saturației în oxigen pe toată durata procedurii. Practic, colonoscopul este introdus pe cale anală, cu manevre blânde, și se ghidează ușor-ușor pe toată lungimea colonului până la punctul de întâlnire cu intestinul subțire. Noi introducem pe parcursul procedurii ușor aer și apă printr-un canal din interiorul colonoscopului ca să ne permită o vizualizare cât mai bună a intestinului. Și tocmai această introducere a aerului și a apei poate să creeze o senzație de plenitudine și această durere cu caracter de crampă. În condiția în care este necesară prerecoltare de biopsie, această procedură suplimentară este complet nedureroasă pentru pacient. În schimb, procedura poate să dureze mai mult, la unii pacienți 20-30 de minute, chiar și 10 minute, repet, depinde foarte mult de fiecare pacient. Și ulterior, colonoscopul este retras cu blândețe alături de aspirarea aerului pe care l-am introdus noi. Ce se întâmplă după această procedură? Pacienții care au fost sedați, de exemplu, rămân în spital, pot pleca? Ei vor rămâne sub supraveghere medicală pentru că pot fi ușor mai somnolenți, mai obosiți pentru câteva ore după. El este perfect conștient la sfârșitul procedurii, dar sunt anumite efecte care trebuie să se diminueze pe parcursul următoarelor ore și din cauza aceasta pacienții trebuie monitorizați de către noi, dar spre seară poate să plece acasă liniștiți. În cazul pacienților care nu efectuează sedarea, pacientul poate să plece imediat după investigația acasă. Dar criteriile practic de externare a bolnavului când sunt pacienți internați la noi, să aibă semnele vitale stabile, să poată să meargă, să aibă toleranță la lichide, să nu aibă dureri abdominale persistente și greață minimă. Care sunt riscurile în cazul acestei proceduri? Riscurile sunt minime, sunt foarte rare, dar noi le precizăm la pacienți. Practic pot să apară sângerări datorate ori biopsiilor, ori extracție de polip, dar la fel de obicei sunt minime și ușor de controlat. Apoi există și efecte anumite adverse, da, ale sedativelor mai ales pe care le folosește medicul anestezist. O complicație foarte gravă, dar, repet, extrem de rară și care necesită intervenție chirurgicală în urgență, este perforația de colon. Pentru a depista apariția unei complicații după endoscopia digestivă, sunt anumite simptome care se urmăresc în orele de după endoscopie. O durere abdominală severă, un abdomen destins și ferm la palpare, vărsături, febră sau eventuale sângerări rectale în cantități mult prea mari. Un sfat final pentru ascultători? Ar fi să nu le fie teamă să facă astfel de investigații. Teama văd că tot persistă în ultimii ani. La fiecare pacient la care se spune că trebuie să facă ori endoscopie, ori colonoscopie, dar sunt extraordinar de importante. Cu cât depistăm mai repede o patologie tumorală, cu atât tratamentul poate să fie efectuat perfect și cu remisiune practic spontană, intervenție chirurgicală, dacă e cazul. Dar e foarte, foarte important, pentru că, din păcate, cazurile de cancer gastric, de cancer de colon mai ales, încep să apară la vârste din ce în ce mai tinere. Și atunci și noi începem să recomandăm aceste investigații chiar și la vârste de 30-40 de ani, tocmai din dorința de a depista în cazul în care apare ceva. Da. Vă mulțumim tare mult pentru aceste informații. Cu mare drag. Stimați ascultători, a fost alături de noi doamna dr. Sandra Spânu Timofu-Tumac, medic specialist gastroenterologie în cadrul Spitalului Providența al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei. Vreau să vă reamintesc, pentru consultații puteți suna la unul din numerele de telefon 0232 241 271 sau 0730 230 030. Puteți de asemenea merge direct la Spitalul Providența în șoseaua Nicolina, numărul 115, în Cug, în orașul Iași.